Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Huawei Honor 7 și astăzi îl scoatem din cutie. Avem de face aici cu un telefon mid-range, cu o cameră puternică și care are câteva dotări în comun cu Huawei Mate S, ceea ce nu-i puțin lucru. Huawei Honor 7 a debutat în țara noastră în luna octombrie a anului trecut și îl găsiți la quickmobile.ro cu prețul de 1897 de lei. Avem de face aici cu un model ce are o carcasă din metal, e vorba de aluminiu plus magneziu, dar mai multe despre asta mai încolo, să vedem ce se află în cutie. Încă o serie de cutiuțe mai mici, aici găsim cablul USB, e vorba despre un USB standard și nu USB Type-C, după cum se vede. Și deja pot să ghicesc că nu avem căști la pachet, pentru că aceasta este cutia dedicată încărcătorului, o cutie foarte mare pentru un încărcător care nu e chiar exagerat de mare. În fine, din câte știu, ni se promite parcă și ceva de gen fast charging, revenim în recenzie cu detalii despre asta. Și în cele din urmă, acest, să zicem, pliculeț special, în care se află cheița metalică pentru accesarea slot-urilor, plus manualul, se pare că avem și sonorizare DTS, întotdeauna binevenită. Ok, este un design destul de masiv și foarte bine închegat, avem scanner de amprente, avem o cameră mare și promițătoare cu blitz dual tone și observați că pe lângă butonul power și cel de volum de aici, avem și un buton extra căruia putem asocia diferite shortcut-uri către aplicații. Terminalul de față cântărește 157 de grame și măsoară 8,5 mm în grosime. Ecranul este unul de 5,2 inch cu rezoluție Full HD, iar la interior avem un procesor octa-core High Silicon Kirin 935, același CPU de pe Huawei Mate S. Mai primim 3 GB de RAM, 16, 32 sau 64 GB de stocare și slot microSD. Pentru selfie-uri avem o cameră de 8 megapixeli și, dacă nu mă înșală privirea, cred că este și un blitz pentru acea cameră, dar din nou vom reveni în recenzie cu detalii în plus. Camera principală are câteva aturi, pe lângă rezoluția ridicată de 20 de megapixeli, avem deschidere F2.0, blitz dual LED și face detection autofocus, iar acest model mai aduce și Wi-Fi dual band, scanner de amprente și o baterie de 3100 mAh. Interfață destul de arătoasă, cu niște iconuri monocrome, din câte văd, parțial monocrome, de vreme ce avem Android Lollipop aici cu Emotion UI 3.1 aplicat peste. Asta înseamnă că nu avem App Drawer, toate aplicațiile sunt direct în homescreen-uri, introduse într-o serie de foldere. Am umblat la luminozitate și trebuie să aflați că acest model vine și cu conector infraroșu, mai bine zis emițător infraroșu, astfel că puteți controla televizorul, Blu-ray player-ul și alte device-uri printr-o aplicație dedicată. Să vedem cum arată interfața camerei. Apropo, acel buton lateral pe care l-ați văzut mai devreme se numește Smart Key, din câte am înțeles, și putem să asociem cam orice funcție dorim. Iată-ne interfața camerei, tipică pentru un model Huawei din seria Honor. Avem captură Super Night, All Focus, Panorama, chiar și funcție Pro, plus câteva setări binevenite și iată, rezoluția merge până la 20 de megapixeli, așa cum am spus. Foarte multe opțiuni. Mai departe, avem și funcția Good Food, pentru cei care merg la restaurant și pozează mâncarea, este excelentă. Apoi avem Photo, Beauty și Light Painting, cu care ne putem distra pe timp de noapte, creând efecte speciale în urma farurilor automobilelor sau a stelelor căzătoare chiar. Vedem că avem niște aplicații interesante aici, pe care le vom analiza în recenzie. Deocamdată acesta este unboxing-ul lui Huawei Honor 7. Îl găsiți la Quick Mobile la 1897 de lei și revenim cu review foarte curând. La revedere!